domnul primar Gheorghe Nacu în sală, pentru că totuși este o problemă care ne privește pe toți și e arzătoare pentru comuna. Nu știu de ce motive nu este între noi. M-aș fi bucurat să văd și mai mulți consilieri, pentru că, iarăși, sunt aleși satului și în situații dintre astea ar trebui să fie răspunzător pentru ce se întâmplă, pentru că ei au semnat niște și au o datorie morală față de noi toți. Dați-mi voie că mă pădăcine, iertați-mă, scuzați-mă că mă bag, muscul mă cheamă și mă bag ca muscare, dar de ce scuze? Oameni buni, pământul este al dumneavoastră. Eu sunt director de societate și am 7500 de hectare de pământ. Nu am voie nici în rugul capului să semnez niciun act legat de asemenea chestii despre pământul cuiva. Eu pot să semnez pe pământul meu personal. Nimeni nu dă dreptul. Și vă spun altceva, semnătura și adresa care i-au făcut este nulă de drept. Legea spune proprietarul pământului. Deci este nulă de drept, puteți să-i trimiteți și în mama lor să mă ierte, mai ales doamnele, pe românește. Nu am voie, doamnilor, să-ți atingă cineva de pământul dumneavoastră. Este sfânt. Nu le dați voie. Ce-au făcut adesea este nulă. Informații mâine dimineață sunteți nedrepti. Nu aveți voie. Sigur, ca director de societate, sunt competent să vă spun acest lucru. Nu are nimeni voie să semneze asemenea pământ. Pământul este dus într-o societate pentru a fi exportat, pentru a produce, pentru a face agricultură pe el și crește animale și mai departe. Nu pentru alte scopuri. Niciodată, indiferent ce societate agricolă există formată la nivelul țării românești. Deci este nul, pentru că nu au dreptul și puternicirea să se vezi așa ceva. Dar, atenție, au putut strecura vreo frază printr-un proces verbal la o adunare generală. Ei, treziți și spuneți, nu, domnilor, nu aveți voie să credințați pământul nostru nimănui și nu-i lăsați pe oamenii aceia răi să intre sub nicio formă. Îmi cer scuze că vă rog. Dacă aveți întrebări legate de orice prospecțiuni, de ce se întâmplă la Curtici, eu știu ceva, un detaliu anume sau... Eu aș vrea să pun o întrebare, Gabriela Pintă, pentru cine nu cunoaște. Toți suntem amenințați că ne vom fi dați în judecată și inclusiv ni s-a spus că dumneavoastră ați fost dat în judecată și că aveți procese cu dânsii și că veți pierde în instanță pentru că nu le-ați acordat dreptul să treacă pe terenurile dumneavoastră. Dacă legea îmi permite să nu le dau dreptul, de ce să le dau? M-am consultat și vedeți cum e justiția de multe ori lăudată, de multe ori blamată. Rămâneți puțin. De multe ori lăudată, de multe ori blamată. Dar justiția trăiește în localități cu noi, mănâncă din ce produce noi agricultorii și își dau seama, pentru că nu sunt oameni proști, își dau seama de răul care îl vor face. Și justiția nu va fi de acord. Ne-au făcut adrese în care ne cer să le răspundem dacă sunteți, să le dăm acolo. I-am lăsat și le-am dat răspunsul pentru ultima zi. Le-am dat răspunsul. Dacă v-au făcut hârtie, nu v-au făcut hârtie, dacă vă face hârtie să le dați răspuns de încuvințare, atunci vă rog să mă căutați, aveți telefonul meu. Aici am răspuns care e valabil pentru oricine. Pentru că se referă la legea petrolului și legea petrolului spune clar ce este voie, ce nu este voie. Și ne spune, ai drept de servitute, ce înseamnă de drept de servitute? Dar dreptul de proprietate este sub, cel puțin la ora actuală. Și în justiție nu vor câștiga. Nu se poate să ne ducă să ne judece pe o țară întreagă, să judece tot vestul ăsta de țară, de la Timișoara la Oradea, să ne țină pe la ușile tribunalului. Pentru că la urmă nu vor scăpa ei de mânia noastră. Oameni buni, la urma urmei nu vor scăpa ei de mânia noastră, de furia noastră. Avem timpul fiecare făcut pentru a face ceva, nu pentru a sta prin tribunale. Nu-și vor putea permite. Ne intimidează. Dacă au pe cine? Cine e slab, pune botul. Cine e tare, fac ei pasul înapoi. Așa se întâmplă. Când aveți nevoie și când vă faceți să vă cere, am aici și vă pot ajuta cu plăcere.
Sau dacă asta aveți la societatea aveți o să am și răspunsuri făcute mai la nivele bune. N-am niciun proces cu ei, n-am niciun proces cu ei, n-au curaj să mă dea în judecată, am și eu pământ ca persoană fizică destul de mult, am și 7500 de hectare de pământ ăsta, nu m-au dat în judecată, nu sunt în judecată, bine ar fi că să știți că nici avocatul mi-ar trebui. Vreau să vă citesc dintr-un document ca să lămurim această problemă. Și vă citesc din avizul numărul 99, CP25-2-2013, Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, care s-a dat privind executarea de lucrări de prospecțiune seismică 3D pentru hidrocarburi în cadrul perimetrului de exploatare și așa mai departe. Scrie jos așa, deoarece în cadrul perimetrului există perimetre care au fost excluse aparținând altor titulari, vă rugăm să luați acceptul de la titular pentru executarea înregistrărilor seismice. Spune clar agenția, dacă vreți puteți veni aici să vedeți documentul, este documentul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Și spune foarte clar aici, trebuie să ia avizul, da? Uitați-vă aici. Vă rog frumos să citiți. Citiți dumneavoastră cu... Vă rugăm să luați acceptul de la titular pentru executarea înregistrărilor seismice 3D. Da? Scrie foarte clar, dar se profită și se încearcă să se folosească necunoașterea de către oameni. Spune, dom'le, noi avem toate avizele legale, avem totul, facem absolut totul, da? Și atunci omul zice, nu, o fi, așa o fi. Deci atenție foarte mare la aceste chestiuni, pentru că se folosește foarte multă manipulare. Dacă vreți, vă citesc dintr-un ziar din Arad, cum spune, și domne, o să dăm bani, o să fie bine, o să... Câți bani? Cine negociază în numele dumneavoastră? Cine negociază aceste... Trebuie să acopere toate pierderile, toate chestiunile, da? Dacă apa nu se mai poate folosi peste 10 ani, pe cine dați în judecată? Alte întrebări? Deci, în cazul în care societatea Crop Farm și cred că are în proprietate deja teren cumpărat, cum putem noi să-i oprimim, poate să semneze acord cu Geolink și să aibă să le permită să facă prospecțiuni, cum putem noi să oprim chiar dacă el, societatea, mă rog, cine o fi, firma respectivă are proprietate în teren, mă rog, teren în proprietate. Dacă a cumpărat, acum, el, da, exact. A cumpărat el pământ, da. Și el pământ de la declarare, nu cred că putem opri decât dacă ne unim tot județul Timiș și Aradul și ieșim peste ei și scoatem afară, să spunem nu gazelor de șist. În alte condiții, este greu să spui pentru că pe proprietatea lui face ce vrea. Atenție foarte mare! Dacă efectele de poluare se propagă și în afara perimetrului unde are proprietatea, răspunde și trebuie să-i se atragă atenție. Mai mult decât atât, dacă arendașul a dat acordul, fără acordul proprietarului, este un abuz. Dacă ei exploreze, au încă o dată spun, dacă indiferent cine are proprietatea pământului și dă avizul, trebuie să se înțeleagă că lucrul ăla nu se localizează numai pe terenul lui. Aici este problema, dacă, să zicem, cineva are 3 hectare, da? Și dă avizul. Nu vor fi localizate efectele pe cele 3 hectare. Și atunci, cel care dă un asemenea aviz este responsabil pentru toate daunele. Aici este problema și trebuie atras atenția. De-aia noi facem aceste întâlniri publice, ca să discutăm și să înțelegem aceste chestiuni. Deci degeaba, dacă poluarea s-a dus la 10 km, ești răspunzător. A, de ce ai dat aprobarea? Păi n-am știut. Să fii sănătos. Lucrul
lucrurile sunt foarte complicate aici și legislația nu este suficient de clară. Eu v-am citit un articol, da? Dacă se infectează pânza freatică, da? Dacă e zona de captare și dumneavoastră aveți o fântână și acolo vine apă poluată, e suficient. E suficient să vă declarați această chestiune. Aici, cum a spus domnul Muscă, toată problema nu rămâne în petul ăsta, sau cum îi zice. Da? Apa nu stă fixă și ăsta poate să fie biodegradabil, că acum am înțeles că s-au făcut și din astea biodegradabile. Da? 200. Poftiți? 200. Bun, 200 de ani, da? Noi sperăm să mai stea cineva pe pământul ăsta și peste 200 de ani. Insistăm asupra problemelor legale. Aceste chestiuni trebuie lămurite. Ei spun, dom'le, vă dăm, vă recompensăm, vă facem. Nu cred că fiecare om poate să negocieze. Atenție foarte mare la această chestiune. Să nu vă lăsați păcăliți. Vorbiți-vă, adunați-vă, adunați-vă și încercați. Și la primar puneți-le sula în coaste. De ce dânsul este aici și cu dânsul? Puneți-le sula în coaste. Noi te-am ales. Peste mai 2 ani de zile vii să ne ceri voturile. Îl declarați persoana non grata. Domnule, nu vreți rău decât să vă apărați. Nu știi poate 100%, pentru că așa cum am spus, nu se moare de azi pe mâine. Se moare în timp, dar se spune că este rău. Spun mari învățați ai lumii, spun doctorii, spun că aceste substanțe chimice, că acele substanțe radioactive sunt deosebit de toxice, că suntem țara cu cel mai mare număr cazuri de bolnăvit de cancer. Ce ne mai trebuie acest lucru? Când, atenție, avem gaz destul. Nu este nevoie să trăim. Și nu își poate permite nici Ponta, nici Băsescu, nici Sâmbu, nici Iohannis sau cine va fi să distrugă ce a rămas din ostrămași și trebuie să transmitem copiilor noștri. Că producem mâncare pentru toată lumea. Mâncare bună. Am în față acordul de principiu emis de Primăria Comunii Cenab. Nu știu de ce nu am văzut lucrul ăsta undeva afișat și la noi în comună, pentru că aceste documente ar trebui să fie la vedere, ca să nu mai existe tot fel de incertitudini, de întrebări. De-aia e problema asta acum, pentru că noi nu știm ce se întâmplă. Noi trebuie să aflăm de la vecini dacă ceva s-a semnat. Așa arată acordul de principiu și aici scrie clar. Acord de principiu favorabil pentru lucrarea sus menționată, care se va realiza pe teritoriul administrativ al Comunei Cenab. De asemenea, menționând că pe acest tip de lucrare nu este necesar certificat de urbanism, ceea ce, nu știu, deoarece nu intră sub incidența legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție. Am văzut un document care spune contrariul, dar mai jos spune, pentru executarea lucrărilor de prospecțiune seismică se va solicita acordul proprietarilor terenelor afectate. De ce nu ni s-a spus și nouă asta? Că tot timpul trebuie să aflăm de la alții, de la vecini, trebuie să săpăm la, eu știu, 5 km în pământ ca să găsim o informație. Un primar nu își poate permite asemenea lucruri. Nu și-a informat cetățenii. Nu își poate permite. Nu știu cine este primarul din Cenar. Nu își poate permite. N-are cum, luați-l decât oameni, faceți-vă dreptatea, pentru că vă otrăvește viața. Nu știu cine e primarul. Pe cuvântul meu, dar vă otrăvește viața. Nu suntem de nebuni. N-am venit de la rând de nebuni să vorbim cu dumneavoastră aici. Am venit să vă spunem câteva din părerile prin care noi am trecut. Și am fost solicitat să veniți și am venit cu drag. Pentru că am văzut că există interes. Ăsta trebuie luat la întrebări. De către cine? De către oamenii din comună. Îl avem, am spus.
fost la început, îl aveam printre noi pe domnul Bohancan de la Beba Veche. Îl invitam și pe dumneavoastră să spună câteva cuvinte, să audă și locuitorii comunii noastre, că totuși sunt și primari care se potrivesc și o fac cu succes. Care sunt de partea cetățenilor, pentru că asta până la urmă este rolul celor aleși de noi, să ne apere interesele noastre și dacă toți cetățenii comunei sau majoritatea își doresc o viață curată, cât de cât oricum este curată, la Tutește există destulă poluare din diferite surse, dar de la, implicit de la pesticidele folosite în agricultură, de la porcăria de la Smithfield, radioactivitatea solului, material radioactiv împrăștiat pe drumuri, adus de la nu știu ce furnale, oameni care au vrut să se scape de el și ne-au găsit pe noi la Dudești mai frare și ne-au spus, hai luați și puneți pe drum, că n-are nimic. Îi dau cuvântul domnului Bohancan. Mulțumesc frumos, bună seara tuturor. Și bună seara, în mod special, încă o dată, domnului director Musca, căruia mulțumim foarte mult că a făcut și a răpit din timpul liber și a venit până în acest îndepărtat colț de țară să ne adreseze câteva încurajări. În primul rând, din experiența lui, ascultându-l, am putut să învățăm foarte multe lucruri și, sigur, nu mi-am propus, pentru că, totuși, aveți la Dudești un primar pe care tot dumneavoastră l-ați ales, nu mi-am propus să iau cuvântul, dar dacă organizatorii insistă câteva cuvinte, o să vă spun. Sigur că să fii primar în asemenea condiții este destul de nasol, pentru că, pe de o parte, te prețează autoritățile centrale, care sunt interesate pentru exploatarea și acestor zăcăminte. Pe de o altă parte, trebuie să fii foarte atent ceea ce își doresc oamenii. Și totdeauna oamenii au avut dreptate. Oamenii și-au dorit un trai simplu, un trai decent, un trai sănătos. Sunt convins că și la Dudești Vechi aceste lucruri își doresc oamenii. Sigur că noi la Beba Veche, eu de la bun început, când au venit aceste firme de exploatări și de explorări și de prospecțiuni, încă din februarie ne curtează, eu le-am spus foarte clar că la Beba Veche o să fie o mare problemă și nu prea o să aibă șanse. Și așa și lui, până în momentul de față, ei nu au nicio șansă. Singurul lucru ce știu să facă acești oameni, îi să îi dezbine, să ne dezbine pe toți, să umple cu minciuna, să umple cu alte despăgubiri mascate, nu vreau să le spun altfel, să nu fiu acuzat. Deci ei spun că umplă cu aceste despăgubiri, dar de fapt eu interpretez că asta este cu totul altceva, pentru că și dacă ne fac niște prospecțiuni, zic ei, cu aceste prospecțiuni seismice, pagubele într-o parcelă sunt, noi nu o să le putem cuantifica niciodată, pentru că sunt foarte mari. Doar urmele alea care le fac, doar la capeți o să întoarcă cu utilajele acelea grele de 40 de tone. Vă dați seama, toți capeții călcați, plus geofonia aia care zic e că niște simpli țăruși și care îi înfic, păi vă dați seama cu câtă floare și cu cât porumb mai rămâneți acolo în anul respectiv. Nimeni nu o să vi-l plătească. Au făcut niște acorduri de servitute false complet. Deci eu consider că toți fermierii care le-au semnat sunt nule. Nu au nicio valabilitate acele acorduri de servitute. Deci este ceva inimaginabil ca un fermier să semneze în numele proprietarului. După părerea mea și după modestele mele cunoștințe de juridice, această faptă este penală categoric din stat. Cu ce mai umblă așa? Umblă tot timpul, deci numai cu minciună umblă. Spun că fermierul X a semnat și fermierul X a semnat. Îmi aduc aminte așa de începutul creștinismului.
Parcă unii sunt cu Isus, alții nu sunt. Deci ceva de genul ăsta. Și ei vor să ne dezbine complet. Au reușit în multe locuri. Nu vreau să mă laud pentru că eu totdeauna am ajuns și primar, nu mi-am dorit niciodată să ajung. Dumneavoastră v-a dorit mai mult decât mine și totdeauna m-ați alertat. A fost situația, asta e soarta, îmi duc crucea mai departe. Dacă nu o acceptam, nu mi-o duceam, e clar. Dar vă pot asigura că ce depinde de mine în tot acest colț, eu o să fiu alături de oameni, pentru că, în primul rând, pe lângă că îmi doresc să avem o viață sănătoasă, corectă, liniștită, să știți cum bine mă cunoașteți foarte mulți, sunt și eu un agricultor pasionat și înrăit și îmi dau seama că dacă ne otrăvim pământul în aceste momente care urmează, zic dânsii, să ni le provoace pe aici, vă pot spune din start că noi am terminat-o cu agricultura. Am terminat-o din start. Experiența o avem și la Porteanu. Eu, din nefericire, lucrez câteva sute de hectare unde sunt zone, unde s-a exploatat haotic petrol, tiței, gaze în anii trecuți și numai eu știu cum mă chinui cu acele suprafețe de pământ. Le fac deocamdată productive, dar nu știu pentru câți ani. Vreau să apreciez foarte mult și poziția străinilor. Deci, domnul Martini cu firma Emiliana, știți că ei au foarte multe hectare pe rada comunei Dudești Vechi. Dânsii se împotrivesc categoric. Deci, în firma Emiliana, cum îi știți dumneavoastră italienii, aveți un sprijin foarte serios. Trăiesc cu speranța că nu o să se întâmple ceea ce ni se pregătește, pentru că suntem mulți. Îl avem și pe domnul Muscă, avem și alți agricultori, avem totdeauna niște îngeri păștitori care o să fie alături de noi și sunt convins că nu o să se pace. Deci un lucru este sfânt, până nu modifică Constituția, nu au nicio șansă. Acordul proprietarului este sfânt, cum zicea și domnul profesor. Fără acordul acelui proprietar, ei nu au ce să caute pe terenurile noastre. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat și pe mine. Așa cum au spus și distinșii noștri invitați, să fim uniți, să ținem aproape unii de alții, că nu o să reușească să facă absolut nimic. Îi deranjează foarte mult pe toți că ne întâlnim aici, ne exprimăm în mod liber și civilizat ideile, ceea ce simțim, ceea ce dorim. Sigur că și ei o să încerce să ne contracareze, dar vă spun exact cum o să încerce. Numai cu minciună și cu minciună și cu minciună. E cu altceva nu știu. Vă mulțumesc frumos! Bună seara! Domnul primar, cum ne-a spus, dumneavoastră ați reușit să-i opriți și aș vrea să vă întreb care sunt pașii, cum ați reușit, care sunt pașii propriu-zis ca să-i opriți. Deci să ne explicați mai detaliat care a fost procedura. Deci deocamdată nu am oprit pe nimeni, dar nici nu se apropie de noi. În primul rând, când ne văd că suntem atât de mulți, și la Cheretul, și la Porteanu, și la Beba Veche. Și, în al doilea rând, eu ne-am transmis un lucru foarte clar. Luați legătura cu proprietarii. Și m-am documentat și eu, pentru că și primăria are și avocat, și plus că am mulți prieteni juriști și avocați, și acordul acelui proprietar nu merge așa o hârtie simplă, scrisă. Acordul acelui proprietar trebuie să fie făcut la notar. Fără acordul ăla nu are. Să-i văd eu pe acești domni că se duc cu mii de proprietari, cred că mai trebuie să se deschidă vreo 20 de notariate la Sfânt Nicolae Mare ca să obțină ei acordul meu. Asta e toată cea mai. Ei vin cu acordul pe care l-am în față,
Pe lângă dreptul de servitute are adăugat și folosința asupra terenului. Deși în legea petrolului sunt două articole 6 și 7 foarte clare. Ei le-au amestecat și au scos acolo un hibrid de articol. Articolul, să mai citim o dată ca să fie clar pentru toată lumea. Da, și colegul de la Senat, într-adevăr, acest lucru ni s-a cerut. Ca primar, dacă nu le dai un răspuns la un acord de principiu, poți să fii acuzat de abuzul serviciu. Și e un lucru destul de neplăcut pentru mine ca primar, de exemplu. Deci, un acord de principiu l-am dat și eu, dar l-am scris două rânduri, atât. Acord de principiu pentru a discuta cu proprietarii. Punct. Nu, am avut ieri o ședință, într-adevăr, influența acestor oameni este destul de puternică și a fost și domnul subprefect, sigur, la un moment dat ședința cu toți primarii din zona s-a tensionat, ne-am înfierbântat cu toții pe acolo, până la urmă le-am spus foarte clar că la Beba Veche nu o să intre sub nicio formă, pentru că avem toate târchile să îi oprim și nu o să stă. Păi eu zic că în cadrul ăsta venim cu jandarmii și tu ca primarul să fii primul arestat. Asta a fost. Care intervință arestul primarului? Nu, nu, în condițiile astea, la un semn să vă adunați în jurul primarului. Pentru că să facă rău, să îl înspăimânte, nu îl poate aresta. Să îl înspăimânte, poate. Ia adunați-vă repede în jurul primarului. Să vedeți cum fac pasul înapoi. Vă dau scris. Deci eu sunt convins, nu fac niciun fel de probleme la Beba Veche, se adună cel puțin 1000, din 1100 de locuitori, cât sunt în momentul de față, 1000 se adună într-o oră, sunt toți alături de mine. Nu mă întâlnesc. Și pot aresta sub prefect. Oh, că e băiat bun, ideea noastră. Bun, să dăm citire articolului cu pricina. Deci, dreptul de folosință a terenurilor necesare efectuării operațiunilor petroliere se dobândește în condițiile legii prin vânzare-cumpărarea terenurilor și după caz a construcțiilor situate pe acestea la prețul convenit între părți. B. Schimbul de terenuri însoțit de strămutarea proprietarului afectat și de reconstrucția clădirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat conform convenției părților. C. Închirierea terenului pe durată determinată pe bază de contracte încheiate între părți. D. Exproprierea pentru cauze de utilitate publică în condițiile legii. E. Concesionarea terenului. F. Asocierea dintre proprietarul terenului și titularul de acord. G. Alte proceduri prevăzute de lege. Da. Bun. La articolul 7, acolo se vorbește despre acel drept de servitute legală despre care nouă ni se spune că le dă dreptul de folosință. Nu este adevărat. Nu le dă acel drept de folosință. Ei ar trebui să demonstreze că au un teren undeva izolat și că doar pe terenul nostru pot să ajungă acolo. Doar atunci pot uza de acel drept de trecere. Și încă o problemă. Deci, de ce nu au venit să ne trimită notificări? Nu am văzut nicio notificare, pentru că nu au temei legal. Și dacă nu trimit notificare, nu au dreptul să vină să ceară un acord cu proprietarul, pentru că acordul vine în urma acelei notificări. De ce nu au făcut acele notificări? Ne oprim aici și de ce ne oprim aici? Pentru că probabil că în 25, acum că se discută CASE-ul, se va schimba și legea petrolului. Și atunci să ne pregătim, să ne înarmăm și să ne informăm ce trebuie cu ce apare legat de noua legea petrolului. Pentru că se pare că guvernul i-a chemat pe parlamentari să schimbe legea petrolului. Atenție! Nu va fi în favoarea noastră, va fi în favoarea guvernului. Îi dăm votul la peste 3 ani, că la toamnă suntem ocupați și până atunci, dacă ne unim, suntem puternici. Vă spun eu din
ca să îi dea forță, putere arendașului să dispună, fără acordul proprietarului, operațiuni de genul acesta. Da. Dar vă dați seama, deci asta doresc politicienii noștri. Eu am auzit eu discuții între ei. Da, vă dați seama. Numai prin modificarea Constituției. Deci categoric o ordonanță de urgență. Avem și o curte constituțională, categorică nu. Nu, nu știu. Bine, nu? Mai vrea cineva să pună vreo întrebare? Eu aș vrea să știu, vă rog, ce... Veniți în față? ...ce riscuri de producerea tremurilor sunt după această operație? Riscuri de producerea tremurilor după... Stimată doamnă, toate studiile dau acest lucru. Ce se întâmplă? Jos. De la 2,5 km până la 6 km se scot aceste gaze de șist. Închipuiți-vă ca o cărămidă, dar poroasă, cu găuri. În momentul în care se produce explozia, pentru că acolo se introduc aceste substanțe chimice, aceste substanțe dau de gazul de acolo și are loc explozia. Se creează goluri. Din cărămida aia întreagă, cum avem o cărămidă, va rămâne jumătate și jumătate va rămâne spațiu gol. Pentru că este o poroasă ca un burete, ca o cărămidă, da, ca un burete poroasă. Acel spațiu gol determină mișcări tectonice, mișcarea Pământului, centrul de greutate, pur și simplu la masă și se duce. Și în momentul când a apărut aici, apare dincolo, dincolo, dincolo. Este iminent. Ați văzut câte mișcări au fost în zona Galațiului? De ce? Nu s-a spus. Acum, sunt puțini care au curajul să spună pe televizor tot ce trebuie spus. Dar trebuie să avem curajul să spunem oamenilor, că oamenii, dacă nu sunt informați, nu știu să ia poziție. Oamenii trebuie să fie informați. Ăsta e adevărul. Ultima întrebare. Știm care e situația în Serbia, care e situația în Ungaria? În legătură cu exploatarea și cu... Deci Orban al lor este un băiat bun, nu va face niciodată. Ce să vă spun? Nu va face. În sensul de fel, de formă, face și el, bagă burghiul ca să nu-și aprindă lumea în cap, dar noi altfel spune, știi, la noi nu există, suntem o țară săracă. Eu am trecut prin Ungaria recent, în zona pustei foarte aproape, să zic 100 și ceva de kilometri, cu bicicletă m-am deplasat, să zic așa, vreo 300 de kilometri prin Ungaria și într-o zonă în care chiar era și parc, ceva gen rezervație, am văzut cabluri cu... Nu știu ce sunt exact, dar cred că sunt cu detonat, cu explozibil, pentru că auzeam de dimineață până seara, auzeam și doar aceste zgomote, credeți-mă că sunt foarte stresante. Doar pe scurt, prospecțiunea în sine este foarte, foarte... Nu cred că lasă Ungurii. Nu cred că lasă Ungurii. Atenție! Și Orban s-a bătut enorm de mult pentru țara lui. Erau cabluri exact cum am văzut pe internet, cele folosite în prospectiv. Nu știu nici eu exact, deși lucrez și eu pe graniță, am 7 km de graniță, n-am văzut nimic în zona noastră. Nu se întâmplă aici în zona, se întâmplă către Dunăre cumva, încolo, în zona asta. Este posibil, nu știu. Nu știu, nu vreau să induc în eroare, nu vreau să duc, dar cred că Orban are mai multe minte. Sper. Și aș pune și o întrebare. Deci semnătura celor de la Crop Farm este nulă, deci practic noi nu trebuie să facem absolut nimic pentru că ea nu are nicio valoare sau ar trebui să luăm atitudine să... Juridic nu poate să aibă nicio valoare. Pământul este dus în societate. Un statut al societății, și am două societăți. Un statut al societății spune clar, pământul este dus în societate să fie cultivat, să fie arat, pregătit, cultivat, să producă produse agricole, de toate culturile care vrei și să dai rentă omului. Nu se fac așa ceva. Nu pot, n-am dreptul, eu pot să fiu directorul directorilor. N-am voie să semnez pe proprietatea cuiva asemenea chestii. Aia înseamnă, este
destinație. Nu are voie societatea care este pe agricultură, nu are voie, nu-și poate permite. Este un abuz de om nesimțit, de om nesimțit, care a fost cumpărat. Cum pot eu să fac asemenea chestie când pământul este al lui tale și o să se vezi pe pământul lui tale? Dar nici nu-i valabil. Dar nici nu-i valabil. Poate ce spunea domnul primar acum, că vreau să dea legea și după aia să vină pe la noi, pe la director, să ne cumpere cu tot felul. Păi au încercat de mult cu cumpăratul și n-au reușit. Că la fraier, domnule, mergeți cu sura în coaste, pe mâine și scoateți afară și spune, du-te dracului, că nu. Categoric, nu poate să dispune nimeni în lumea aceasta de pământul dumneavoastră. Și în condițiile în care totuși ei, abuzând acea nesimțire, intră abuzind, practic trebuie să ne apărăm, să ieșim pe teren și să ne punem în fața lor. Dacă nu ziceți toții, trebuie să faci apel la oameni să... Deci asta e, apel la toți locuitorii, trebuie să fim atenți și în momentul în care se sesizează orice abuz, trebuie luat atitudine, asta e. Uitați-vă, nu vă lăsați păcăliți. Știți acum despre ce este vorba. Răul care se face, îl mai puteți, să vă mai puteți informa și pe alte căi, nu doar din ce v-am spus noi. Vă putem povesti până dimineață câte filme am văzut și câte am citit. Vă puteți informa și din alte surse. Se face rău. Nu suntem nebuni. Nu suntem nici pentru, nici contra. Nu ne poate nimeni plăti. Eu am tot ce trebuie și deja am pământ și sunt director de societate de o viață. Domnul Guzman a fost președintele SIF Maramișan, nu știu câți ani de zile. Chiar nu ne poate cumpăra nimeni cu nimica. Avem tot ce ne trebuie. Am venit cu maximă sinceritate la dumneavoastră. Este păcat să distrugem o țară. Bine, mulțumim din suflet invitațiilor noștri și na, sperăm că o să fim uniți și așa vom reuși.